Cu ajutorul Domnului deschidem momentele de devoțiune cu imnul 90, Isus, prieten minunat. luăm la rugăciune. Tatăl nostru care și în venim înaintea ta ca să-ți mulțumim că ne-ai oferit un somn odihnitor, să-ți mulțumim pentru sabat și pentru ocazia de a ne întâlni cu tine. Da. Îți mulțumim că ne-ai trezit la viață sănătoși și că ne-ai condus pași în locașul tău de închinare. Acum, Doamne, te rugăm deschide-ne urechile și inimile ca să asculte cuvântul tău. Fă ca ceea ce vorbitorul pe care l-ai pregătit pentru noi în această dimineață să nu vorbească de la el, ci să vorbească din partea ta. dă tu un mesaj care să ajute să te descoperi mai mult pe tine. Lasă binecuvântarea sabatului și binecuvântarea ta peste noi. Amin. Vă salut cu pacea Domnului! mă bucur mult pentru ocazia aceasta în care putem din nou să fim împreună în casa lui Dumnezeu, putem să deschidem Scriptura, să ne rugăm împreună, să-L lăudăm pe Dumnezeu. Înainte să urc, îmi spunea fratele Mitra că este ultimul sabat. Ultimul sabat în care mai predici. Aici. Uh, am emoții pentru că mă gândesc la toate binecuvântările, în primul rând, pe care Dumnezeu mi le-a dat în anii aceștia de studii. Mă gândesc la colegi, la profesori, mă gândesc la fiecare dintre dumneavoastră care, alături de care am crescut am învățat și ne-am apropiat mai mult. Trebuia să predic cândva și eu în anul acesta și dacă n-a fost să fie până acum, mi-a venit acum momentul. Sper să nu fiu lung și să reușesc să mă încadrez în minutele puține pe care le mai am la dispoziție. Însă, Tema pe care am ales-o și pe care o pregăteam de ceva timp să o prezint aici este una destul de complexă. Și titlul meditației din dimineața aceasta este Prieteni sau cunoștințe. Prieteni sau cunoștințe. Dacă v-aș ruga în momentul acesta să vă deschideți telefonul și să vă uitați pe Facebook la numărul de prieteni, sunt sigur că fiecare dintre dumneavoastră mi-a zice un număr, cred că peste o mie. Poate de la o mie în sus. Dacă v-aș ruga să intrați pe Instagram, să vă uitați pe YouTube, sau pe alte site-uri de social media și să vedeți câți oameni vă urmăresc, poate ați fi surprinși chiar și dumneavoastră. Însă vreau să vă mai pun o întrebare. Pe câți dintre prietenii aceștia în ghilimele îi cunoașteți personal? Cu câți dintre ei ați interacționat cel puțin o dată în viață? Și întrebarea de baraj pentru dimineața aceasta este: pe câți dintre prietenii aceia pe care îi aveți pe Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, i-ați putea suna în momentul acesta și să-i spuneți am nevoie de tine pentru o săptămână să vii să mă ajuți pentru că mi-am rupt piciorul. Sunt imobilizat la pat, trebuie să ai grijă de gospodărie, trebuie să ai grijă de mine, de tot ce am. Pe câți dintre oamenii aceia pe care îi aveți acolo în listă dumneavoastră v-ați putea baza în momentul de față? Acum. Și parcă din... Ordinul miilor de prieteni de pe Facebook, numărul scade la zeci sau poate chiar și la mai puțin, pe care am putea număra pe două, pe două mâini. Și m-am întrebat oare de ce? De ce din miile de prieteni pe care îi avem am putea reduce la o mână de oameni pe aceia pe care cu adevărat ne putem baza? Apar în secțiunea de prieteni. Sunt urmăritorii noștri. Însă, atunci când facem contabilitatea prietenilor, ne dăm seama cu adevărat că numărul lor e total diferit de ceea ce avem acolo. Și poate și dumneavoastră vă întrebați de ce. De ce oamenii. Care se numesc prieteni, poate nu sunt chiar prieteni. Știți de ce? Pentru că prietenia este mai mult decât un statut pe Facebook. Pentru că prietenia este mai mult decât un slogan. Pentru că prietenia este mai mult decât un cuvânt decât o afirmație, am 5.000 de prieteni. Prietenia este o acțiune. Prietenia este un angajament. Și atunci când vorbim despre prietenie în termeni de angajament, numărul lor începe să scadă. Sfânta Scriptură vorbește în mai multe locuri despre prietenie, și în dimineața aceasta vreau să amintesc una dintre aceste ocazii în care Sfânta Scriptură relatează o relație sinceră de prietenie bazată pe angajament. Un angajament de loialitate. Vă invit să deschideți împreună cu mine Sfânta Scriptură în Cartea lui Rut, capitolul 1, și să citim împreună, începând cu versetul 15. Naomi a zis către Rut: Iată cum nata ta s-a întors la poporul ei și la Dumnezei ei. Întoarce-te și tu după cum nata ta. Rut a răspuns: Nu sta după mine să te las. Și să mă întorc de la tine. Încotro vei merge tu, voi merge și eu. Unde vei locui tu, voi locui și eu. Poporul tău va fi poporul meu și Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Unde vei muri tu, voi muri și eu. Și voi fi îngropat acolo. Facă-mi Domnul ce o vrea. Dar nimic nu mă va despărți de tine decât moartea. Și atunci când citești cuvintele acestea hotărâte ale lui Rud, parcă te treci un fior. Parcă te gândești cum poate un om să facă o asemenea afirmație. Da, dacă e soț-soție, poate te gândești, e normal. Dar de ce n-ar fi normal și în cazul unei prietenii? În vei merge tu, voi merge și eu. Familia ta va fi familia mea. Casa ta va fi casa mea, masa ta va fi masa mea și nu în ultimul rând, Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Nu sta de mine să plec. Pentru mine nu există prietenie pasivă. Acestea sunt cuvintele lui Ruth. Prietenia este o activitate. Nu există prieteni pasivi. Nu te lasă. Dumnezeul tău va fi și Dumnezeul meu. Într-o prietenie în care centrul este Dumnezeu, într-o prietenie când toate drumurile duc spre Dumnezeu, o prietenie care este clădită pe angajamentul loialității. Într-o asemenea prietenie nu există pasivitate. Prieteni sau cunoștințe? Și poate că atunci când citiți versetul 17, când zice Rut, nimic nu mă va despărți de tine decât moartea, a spune că exagerează. Ați spune că sunt cuvinte prea mari pe care să le spui unui prieten. Dar dacă am luat versetele acestea ca etalon al prieteniei, dacă ar fi versetele după care stabilim cine sunt prietenii noștri, parcă din acei mii de prieteni pe care avem pe social media, nu ar mai rămâne decât decât foarte puțin, să nu zic niciunul. Parcă prietenul acela pe care mă știam eu, fraților mei, prietenilor mei, nu mai este același. Parcă nici eu nu mai sunt un prieten Parcă mai mult sunt o cunoștință decât un prieten. Pentru că nu mi-aduc aminte ultima dată când să fi spus următoarea afirmație: nu mă, văd, nu mă despar de tine, nu mă va despărți de tine decât moartea. Dacă Dumnezeu este central în prietenia aceasta dintre tine și prietenul tău. Credeți-mă că versetul acesta poate să fie talonul prieteniei. Versetul acesta poate să fie modul după care ne stabilim cine ne sunt prietenii. Și vreau să vă mai pun o întrebare. Să vă pun, de fapt, din nou întrebarea de la început. Câți prieteni aveți? Și nu trebuie să-mi dați un răspuns. Dar vă invit să vă gândiți și să faceți inventarul oamenilor pe care îi numiți prieteni. Să vă gândiți puțin la lista aceea de prieteni pe care îi aveți, indiferent unde. Și să vedeți, să catalogați un pic prieteni sau cunoștințe. Vezi dacă Dumnezeul lui și Dumnezeul tău este același. Vezi dacă. Drumul pe care mergi tu și merge el este același și nu sunt diametral opuse. Vezi dacă valorile pe care le ai tu și pe care le are el, el sunt aceleași. Vezi dacă angajamentul loialității este fundamentul prieteniei voastre. Pentru că acolo unde există un angajament bazat pe loialitate, acolo există prietenie. Acolo unde nu există un angajament de loialitate, unde Dumnezeu nu este în centru, unde atunci când Dumnezeul tău și Dumnezeul lui nu coincide, nu este același, nu există prietenie. Există maxim cunoștințe, dacă îmi permiteți. Pentru că suntem incompatibili. Am amintit deja și îl repet. Nu există o prietenie pasivă. Nu există să ai prieteni doar atunci când ai bani. Nu există să ai prieteni doar atunci când lucrurile merg bine în viața ta. Nu există să fii înconjurat de oameni doar atunci când nu ai nicio povoară. Pentru că Dacă îi dispar atunci când apar încercările, să nu vă pară rău. Să nu vă pară rău dacă prietenii dumneavoastră aleg să întoarcă spatele atunci când vi este greu. Pentru că înseamnă că n-au fost prieteni. Zice Scriptura că prietenia poate să fie dezlegată doar de moarte. Nu știu câți prieteni de felul acesta aveți dumneavoastră. Însă vreau să vă asigur de un lucru. Aveți cel puțin unul. Cel puțin un asemenea prieten. Aveți. Și vă invit să dați împreună cu mine Sfânta Scriptură la Ioan, capitolul 15, versetul 15. Nu vă mai rumesc robi, pentru că robul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit prieteni. Pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la tatăl meu. Nu vă numesc gropi, nu vă numesc cunoștințe, ci vă numesc prieteni. Un angajament bazat pe loialitate, pe devotament și pe dragoste. Un angajament care, din partea celui care face afirmația aceasta, nu va fi încălcată niciodată, vă garantez, 100%. Persoana aceasta nu și va lua cuvântul înapoi. Prietenul acesta nu va permite să intervină ceva în relația voastră de prietenie. Nu există. Omul acesta ține de prietenia aceasta până în ultima clipă. Chiar și atunci când tu încă vrei să-l consideri doar o cunoștință, el încă ține la prietenie. Nu vă mai numesc ropi ci vă numesc prieten. Iisus a ales ca în dimineața aceasta să fie prietenul meu și prietenul tău. Iisus a ales în dimineața aceasta să fie cel mai bun prieten al meu și al tău. Un prieten care nu lipsește la nevoie un prieten care nu fuge de tine atunci când se greu. O prietenie în centrul căruia crea se află Dumnezeu. O prietenie bazată pe angajamentul loialității. Dar întrebarea pe care vreau să o pun și să mi-o pun în dimineața aceasta este dacă pentru mine Isus este prieten sau doar cunoștință. Știu despre El? Am un habar cine este? Am citit despre El? Dar doar atât. mă rezum la cunoștință. De ce? Pentru că eu nu mă bag în viața lui, el să nu se bage în viața mea. Să nu-mi spună ce să fac. Să nu mi arate lucrurile unde mo momentele în care am greșit. Ce este Isus pentru tine? prieten sau doar cunoștință? Vreau să vă las să meditați și să medităm împreună în dimineața aceasta la două întrebări. Și în lumina acestor întrebări să ne și rugăm. Cine sunt prietenii tăi? Și cine sunt doar cunoștințe? Fă o contabilitate a prietenilor pe care îi ai. Și doi, dacă tu, dacă eu sunt prieten sau doar o cunoștință. Mă rog și vă invit și pe dumneavoastră ca în momentele care urmează să ne rugăm pentru ca Duhul Sfânt să ne deschidă ochii, să vedem oamenii aceia care ne sunt prieteni. Oamenii aceia despre care Scriptura spune atunci când ai nevoie de ei, ajung ca un frate. Mă rog ca dimineața aceasta, și vă invit să vă rugați și dumneavoastră, ca noi, la rândul nostru, să fim niște prieteni și nu doar niște cunoștințe. Și nu în ultimul rând, Isus să fie prietenul nostru. Iisus, prieten minunat, așa cum am cântat. Nu doar o cunoștință minunată. Vă invit ca în lumina acestor cuvinte să ne plecăm pe genunchi și toți care se simt îndemnați să ne rugăm. Ultima rugăciune o voi spune eu de la amvon.